Andrei, un tânăr marcat de greșelile din trecut, se confruntă cu consecințele faptelor sale, o condamnare la închisoare pentru o infracțiune gravă. În spatele gratiilor, el are timp să reflecteze asupra vieții sale, să regrete greșelile și să viseze la o a doua șansă. Andrei se dedică cu ardoare reabilitării sale. Participă la programe educaționale, își pune în valoare talentul artistic, se implică în proiecte de voluntariat și își construiește o reputație pozitivă în închisoare. El demonstrează că este un om schimbat, gata să contribuie la societate. După eliberare, Andrei se confruntă cu prejudecățile societății și cu dificultățile de reintegrare. Cu perseverență și optimism, el reușește să-și găsească un loc de muncă, să-și construiască o nouă viață și să recâștige încrederea celor din jur. Povestea lui Andrei este o poveste despre speranță și perseverență. Este o dovadă că nimeni nu este definit de greșelile din trecut și că mereu există o a doua șansă pentru cei care doresc cu adevărat să se schimbe.